chiar dacă ei vor să pară nevinovați în atitudine și comportamentul pe care le adoptă în spațiu public, atunci când se vorbește numele unei femei și tu fiind de sex masculin, nu e tocmai ok ca tu să vorbești numele femeilor, pentru că nu ai trecut așa ceva, nu știu ce înseamnă. Și atunci tu poți să jandarmii ne numără pe toți. Presă mai mult neformală de pe internet. Drapele de toate culorile. Inclusiv am văzut o umbrelă de culoarea curcubeului. Sau, da, ba da. Acum, ce crezi că îi împiedică pe cei de la BOR să reacționeze destul de deschis la toate aceste provocări ale societății? Nu știu, probabil vor să-și păstreze privilegiile, probabil vor să-și păstreze puterea și probabil că sunt tributari unor mentalități învechite și noi suntem totuși în 2020 și ar trebui să fie cei mai deschiși. Am înțeles. Mulțumesc mult! Minunat! Trebuie pe aici. Pe 8 martie, de Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor, manifestăm împotriva unei instituții misogine, homofobe și lacome. Am ales să venim în fața Catedralei Mântuirii Neamului,
ca să ne arătăm revolta față de discriminările promovate de BOR și față de alocarea de fonduri din bugetele publice către biserică, în detrimentul finanțării serviciilor de asistență și protecție socială. Stat complice și de lăsător, nu mai da bani cu nemiluita la BOR. Femeile sunt egale cu bărbații în toate domeniile, spune legea. Dar biserica pune în plan superior bărbatul și în plan secundar femeia, în familie, în spațiul public și în propria ierarhie internă. Cler misogin, nu ne predica cum să trăim. Toți cetățenii sunt egali în fața legii, scrie în Constituție, dar biserica neagă dreptul persoanelor de același sex de a forma un cuplu prin parteneriat civil sau de a se căsători. Pop transfob și homofob, iubirea noastră nu e treaba voastră. Tinerii au dreptul la educație privind sănătatea reproductivă și sexuală, dar biserica se opune vehement introducerii orelor de educație sexuală în școli, accesului tinerilor la informații despre corpurile lor și afirmă că numărul mare de sarcini la adolescente este doar problema fetelor rome care fac prea mulți copii. În alte fețe ale BOR, lăsați tinerii să învețe despre corpurile lor. Femeile, indiferent de clasa, etnia, religia sau zona geografică din care provin, au dreptul la întrerupere de sarcină în siguranță, gratuit și accesibil. Dar biserica spune că avortul este o crimă și descurajează utilizarea contraceptivelor. Patriarhul a oferit medalii unor medici ginecologi care refuză accesul femeilor la întreruperi de sarcină în spitale publice. Bărbați în sutane, nu vă privesc deciziile noastre despre avort, pilule și tampoane. Femeile au dreptul la o viață în familie fără violență. Dar unele fețe bisericești spun că rufele se spală în familie, femeia să-și poarte crucea și să dea ascultare bărbatului. Acest tip de mesaje sunt un obstacol în calea eliberării femeilor din relații abuzive. România este printre cele mai sărace țări din UE, cu milioane de oameni care au emigrat pentru salarii decente în alte țări. Dar biserica nu se sfiește să ceară bani de la persoanele sărace și de la stat pentru a construi o catedrală care a înghițit sute de milioane de euro. Parlamentul, Ministerul Educației, unele primării și instituții publice au fost complice la acțiunile bisericii care contravin drepturilor și libertăților cetățenești. Ajunge! Credem în libertatea de gândire, conștiință și religie ca drept fundamental al creștin-ortodoxilor și al tuturor persoanelor care aleg sau nu să-și exprime convingerile. Prin această manifestație dorim să criticăm acțiunile instituției Bisericii Ortodoxe Române, care încalcă principiile statului de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale femeilor, ale persoanelor LGBTQ+, și ale altor categorii, și care pune mai presus propriile interese față de nevoile persoanelor marginalizate și sărace. Tatăl nostru care ai băut cu prietenii când mama a născut băiat. Tatăl nostru care te-ai îmbătat singur când mama a născut fată. Tatăl nostru care crezi că suntem sânge din sângele tău. Tatăl nostru care ești îngrețoșat de sângele nostru. Tatăl nostru care crezi că suntem plângăcioase. Tatăl nostru care nu plângi niciodată. Tatăl nostru care ești bărbat adevărat. Tatăl nostru care nu ești niciodată acasă atunci când mama ne adoarme. Tatăl nostru care crezi că lucrul tău costă mai mult decât lucrul mamei. Tatăl nostru care ne bați ca să ne educi. Tatăl nostru care ne educi ca să ne știm locul. Tatăl nostru care ne spui că locul nostru este în preajma bărbatului. Tatăl nostru care te-ai proclamat capul familiei. Tatăl nostru care ai decis că trebuie să-ți purtăm numele. Tatăl nostru care crezi că poți cumpăra dragostea. Tatăl nostru care crezi că femeia este muza ta. Tatăl nostru care crezi că n-avem simțul umorului pentru că nu râdem la glumele tale cu femei blonde și violuri. Tatăl nostru care crezi că hormonii masculini sunt cei mai inteligenți hormoni. Tatăl nostru care crezi că inteligența noastră e blondă sau brunetă. Tatăl nostru care crezi că ne-a adus pe lume ca să naștem. Tatăl nostru care crezi că ne-a adus pe lume ca să naștem.
Tatăl nostru care ne spui să tăcem din gură când ne bate soțul. Tatăl nostru care ne numești pusi, păpușă, pupăză, păsărică, pizdă, fufă, târfă, pițipoancă. Tatăl nostru care ne spui să tăcem din gură atunci când ne hărțuiește vecinul. Tatăl nostru care ne desfrași cu privirea. Tatăl nostru care sfrești penisul de coapsa noastră în autobuzul aglomerat. Tatăl nostru care o umpli pe mama de sânge din dragoste și gelozie. Tatăl nostru care ne spui să spălăm sângele de pe pereți. Tatăl nostru care bei cu polițistul și ne mai dai o palmă pentru că l-am chemat. Tatăl nostru care o violezi pe mama. Tatăl nostru care ne omori în bătaie pentru că viața noastră e în mâinile tale. Tatăl nostru care crezi că sexismul, rasismul, clasismul, nazismul, fascismul sunt libertate de expresie. Tatăl nostru care ți-ai luat toate privilegiile. Tatăl nostru care ți-ai luat toate guvernele. Tatăl nostru care ești elita. Tatăl nostru care ai creat statul. Tatăl nostru care ai creat familia. Tatăl nostru care crezi că tu ai creat universul. Tatăl nostru care crezi că femeia a fost făcută de tine. Tatăl nostru care crezi că femeia a fost făcută din tine. Tatăl nostru care crezi că femeia a fost făcută pentru tine. Tatăl nostru care ne înveți frica de Dumnezeu. Tatăl nostru care te crezi Dumnezeu. Tatăl nostru care ne crezi roabele tale. Tatăl nostru care te crezi Dumnezeu, în fața căruia trebuie să îngenunchem. Tatăl nostru care te crezi Dumnezeu doar pentru că ești bărbat alb. Tatăl nostru care ești în ceruri, coboară cu picioarele pe pământ. Tatăl nostru care ești în ceruri, coboară cu picioarele pe pământ. Tatăl nostru care ești în ceruri, coboară cu picioarele pe pământ. Acum o să citim un crez feminist și am să vă rog după fiecare vers să facem un să-l repetăm în cor. Femeile, dacă se poate, cu voci mai tari. Cred în una, mama atotștiutoare. Cred în una, mama atotștiutoare. Făcătoarea cerului și pământului. Făcătoarea cerului și pământului. A tuturor celor văzute și nevăzute. A tuturor celor văzute și nevăzute. Cred în una, fica mamei. Cred în una, fica mamei. Care din mamă s-a născut înainte de toate. Care din mamă s-a născut înainte de toate. Lumină din lumină. Lumină din lumină. Eliberare din abuz. Eliberare din abuz. Cuvânt solidar din cuvânt autoritar. Cuvânt solidar din cuvânt autoritar. Forță colectivă din învinovățire punitivă. Forță colectivă din învinovățire punitivă. Înălțare din oprimare. Înălțare din oprimare. Îmbrățișare din damnare. Îmbrățișare din damnare. Cred în una. Cred în una. Cea răstignită pe coperta istoriei violenței. Cea răstignită pe coperta istoriei violenței. Cea prea des amuțită. Cea prea des amuțită. Hăituită. Hăituită. Hărțuită. Hărțuită. Lovită. Lovită. Pedepsită. Pedepsită. Sfidată. Sfidată. Evacuată. Evacuată. Violată. Violată. Cred în una. Cred în una. Cea care a înviat și a strigat. Cea care a înviat și a strigat. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Căci toate într-un suflu eliberator vom învia. Căci toate într-un suflu eliberator vom învia. Și călcând pe abuzuri vom striga. Și călcând pe abuzuri vom striga. Să facem din biserică adăpost de zi și de noapte. Să facem din biserică adăpost de zi și de noapte. Să facem din biserică locul istoriei celor abuzate. Să facem din biserică locul istoriei celor abuzate. Să facem din biserică spovedania celor lovite. Să facem din biserică spovedania celor lovite. Și din lovire să ne rănaștem în răzvrătire. Și din lovire să ne rănaștem în răzvrătire. Și să ne rugăm. Și să ne rugăm. Nici o palmă. Nici o palmă. Nici un pumn. Nici un pumn. Nici o jignire. Nici o jignire. Nici o învinuire să nu mai fie. Nici o învinuire să nu mai fie. În numele nostru. În numele nostru. Al celor care credem. Al celor care credem. În una, în toate. În una, în toate. În una, în toate. În una, în toate. Solidaritate. Solidaritate.